Deci e genială. Un spart, un spart. Mamă. Te-am adus prima oră aici pentru că știam că o să-ți placă din prima. Genială, e lipia, cred că făcută în casa de ei. Este perfect. Noi avem rețeta din Siria asta. Vă recomand tuturor. Așa urma ca la Dania nu există. Că mereu îmi trimiteau în Franța, o dată la două luni, câte 5-6 le congela și îmi trimiteau. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De unde? Din capitala Moldovei, dintr-unul dintre cele mai șmechere locuri unde poți să mănânci în Iași. Sorin o să aprobe sau o să infirme pentru că el nu mânca niciodată. Încă puțin sunt raw vegan, doar carne de porc. Diana, poate deja sunt confirme că mâncarea aici. Vedeți-mă, când vă spun că dacă din tot Iașul, oriunde să ajungeți vreodată, să vreți să mâncați și mai ales ceva rapid și fast food, veniți la Dania. O să mulțumiți, o să-mi trimiteți 10 lei pe Revolut pentru asta. Vorbim imediat ce vine mâncarea. Și pentru că era foarte cald înăuntru și zic că cum poți să mănânci mai bine o shawarma decât în față, pe bordură, deși e un loc cu shawarma, e foarte aglomerat. Vine tot Iașul, cred că, să mănânce aici. Toată Bucovina, Iași, toată Moldova. Toți bucureștenii, adică noi alți bucureșteni care vin să mănânce la... Unde ați venit să mâncați? La Dania! Bine ați venit în Iași la Dania. Stai așa că prin shawarma. Deci, cine avea și ce avea? Pui plus... Ia vezi, acum vedeți live, am primit din partea acasă și da. Mirinda, Pepsi. Dumneavoastră sunteți... Eu sunt tata lui Iezer. Tatăl omului care a inventat... Da, da. Târnați de viață, târnați în oraș. Acolo a fost prima dată. 3 ani am deschis aici și unul la Balas. Noi avem rețeta din Siria asta, noi facem tot. Știu, zocul, e... carne... Ia, deci avem primul review, hai să vedem, da. Primul review. Impresii la cald. Impresii la cald, hai să vedem. Ce zice Sorin? Genială, e lipia, cred că, făcută în casa de ei. E un pic crocantă și mai moale pe interior, așa e. Deci e genială. Are spectacol, vă recomand tuturor. Aici vreau să mulțumesc și omului care m-a dus pentru prima dată la Dania și care mi-a arătat raiul pe pământ. V-am tot lăudat-o, dar acum hai să vă fac și review-ul la recent. Că nu mă înșel, îi puneți cumva și ceva sumac prin ea. A, la ceapă, la ceapă, de asta se simte, se simte ceva. Aia tahina, aia mix. Ok. Da, cu tahina. Cu tahina. Da, tahina, mă spar, mă spar. Aveți Facebook? Clipul ăsta nu a fost prea mult despre shawarma. Până acum, shawarma asta răbească. Este total diferită de shawarma aia clasică pe care o știți, plină de legume și de varză. Asta nu are decât cartofi, carne, un gust aparte, ceapă cu sumac, un sos de usturoi și tahina. Deci trebuie, frate. Prea bun, prea ca la Iași. Deci de ce m-ai adus prima dată aici? Te-am adus prima oră aici pentru că știam că o să-ți placă din prima și o să aduc aminte un pic de Turcia. Nu, no. Din potrivă. Domnul doctor stomatolog aprobă și au mai bună pentru dinți, da? La tine câte ori? La mine nu știu, dar sincer, de fiecare dată când ajung în Iași și nu mănânc aici, o dezamăgire. Miha, nu ne-ai zis, cum e shawarma, ne-ai zis? Păi n-am cuvinte. N-ai cuvinte și în această compilație și cu Iran este perfect. E ce trebuie. Băi, am mâncat shawarma, nu pot să le număr, sincer, în câte locuri am mâncat, dar shawarma ca la Dania nu există. Cam așa se face shawarma la Dania. Ia uite aici, vedeți live exact cum. Mamă. Și după ce o rulează băieții, vă arată exact unde o bagă. Că pus greutatea asta pe ea. Asta e carnea. Cam câți clienți intră zilnic așa la Dania? Undeva la 3000 de shawarma pe zi pleacă de la Dania. Aici aproape nu când vin voi, ia numărul telefon, mai da, da. Poate vin eu o dată la București pe zi. Două, trei locuri în București am găsit shawarma stil arăbesc. Da. Că asta nu. Da. Nu, clar, dar... Te rog, spune pe YouTube, așa este. Păi atunci vă așteptam la București. Da. Am vrut să vorbesc mai mult despre shawarma azi. Nu s-a putut. E prea bună. Și acestea fiind spuse... Ne-am bucurat astăzi de prezența domnului Ibrahim, pe care nici măcar nu l-am așteptat sau nu știam că o să vină. Eu am trecut la a doua shawarma pentru că cameramanul n-a mai putut să mănânce. Pentru că a schimbat cadrul, ieri eram îmbrăcați așa mai lejer, domnul Ibrahim ne-a zis să venim și astăzi aici, pentru că asta e o altă locație, centrul lor principal de delivery, să zicem așa, și e și restaurant sus. Cam așa arată. Să vedem și aici shawarma. Am așa e shawarma
și la celălalt centru Dania. Uitați-vă puțin cam câtă carne pun înăuntru. Cam așa arată o comandă care pleacă. Pot să zic că a meritat să iau o pauză mică de la nuntă. Și am zis cât avem, o oră, o oră și ceva. Trecem și pe la Dania să vedem noua locație. Mamă, la ce merge hummus cu falafel, incredibil. Bine, sincer, hummusul cu falafelul, combinație, îl faceți falafelul și în sandwich-uri? Da, adică da, 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 facem și sandwich-uri. Iute, iute, să știi. Mamă, dar ce iute e! Mamă, mamă, mi-a ars gura. Și dacă tot a vorbit cu tatăl, acum să vorbim și cu fiul. Dania a început, ai zis că în Piatra Neamț. Da, și este, de acolo am pornit, practic, brandul Dania, de acolo s-a plecat și nu fixat, nu era fixat pe fast food, să zic. A plecat cu fix un magazinaj de 10 metri, să zicem așa, 10-15 metri. Când ați început acolo? Era bulion, cum se vindea, zahăr, vrac, da, deci așa. E, așa, cum se vindea de mult, cum era în comerț. Au trecut ani. Dania s-a păstrat. Încă nu am început să deschid, da. Dar am păstrat Dania, am deschis și o alimentară, am deschis și un aprozar, am deschis și un depozit, adică wow, s-a mărit Dania, tot Dania a rămas. Și ultimul, să zic, ultimul pas a fost acum 10 ani, 11 ani. Hai să spun, hai să facem un fast food. Să vedem. Acolo a fost primul. Ăla a fost din ea. A fost în Piatra Neamț primul. Într-un fel a fost foarte greu. Că Dania acum 10 ani, nu cum este Dania de ziua de astăzi. Era rețeta diferit, tot este diferit. Deci avem peste 10 ani ca să ajungem la gustul ăsta, ca să aducem rețeta asta, să mereu am avut multe pierderi, adică multe răbdare și multe pierderi. Că nu a fost de la început așa, că dacă era Dania de la început așa, era altceva. Era altceva. Dar mulțumim Dumnezeu cu munca noastră și cu munca depusă și de noi și de unchiul meu, chiar Omar, ușor, ușor am evaluat, ușor, ușor, am schimbat rețete, ușor, ușor, aia nu era bună, ușor, ușor, am adus rețete de pe toată lumea, adică toate au fost plătite oricum, adică nu rețete de pe internet, rețete de la foști, bucătar, bătrân, un alt, un pic de acolo, un pic de acolo, și am creat gustul Dania, am creat gustul nostru. V-a luat ceva timp, dar... A fost, da, deci este o muncă foarte, foarte mare în spate, să știi, e mult muncă. De exemplu, sosurile, să zic, familia mea face sosurile, de exemplu, fratele meu, mama mea, la fel, ea face sosurile care există. Sosul baițu pentru shawarma, care la fel face... Ăla e foarte important. Păi ăla care condimentează puiul, face unchiul meu. Adică, da, e ținut, știți? Și multă muncă în spate și mereu încercăm să fie calitate Dania. Noi am venit aici în Iași cu altceva, altă rețetă, ceva totul diferit, cu pătrunjel. Pătrunjel, nu vreau, fără pătrunjel. Și ziceam eu că eram, atunci eram pe vremea, eram la shawarma, făceam eu shawarma. Băieți, încercați așa, mergeți pe mână, dacă îți place, eu îți dau bani înapoi, nu-i problemă. După prima gură, a doua gură, nu, dar acum așa o vreau, doar așa. Și de așa am pornit. Nu mă așteptam să, într-un fel, să bubuie așa în Iași. A venit chiar ceva recent un domn din Franța. În sfârșit vreau, el e din Iași, în sfârșit vreau să o mănânc proaspătă, că mereu îmi trimitea în Franța, o dată la două luni, câte 5-6 le congela și îmi trimitea. Da, și azi în sfârșit vreau să o gust la fresh. Ai o locație mișto, ai o locație frumoasă, nu zic, ai o investiție mare, dar tot cercul ăsta are și el beneficii, dar cel mai mare beneficiu care într-o Horeca sau într-un restaurant sau în domeniul ăsta este gustul. Gustul. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat. Vă mai las o dată să uitați cum arată și urma asta înăuntru. Mersi mult că v-ați uitat și ne vedem într-un clip următor.